Ne aflăm astăzi aici la Parța, la inaugurarea punctului muzeal care va găzdui sanctuarul neolitic în cadrul proiectului Valorificarea potențialului turistic al siturilor Maidan și Parța pentru promovarea turismului transfrontalier în zona Banat. Proiectul a fost finanțat prin programul transfrontalier Interreg IPA România-Serbia 2014-2020 și are o valoare de peste 660.000 de euro. După aproape 4 ani în care a fost proiectat și executat acest muzeu, putem spune că am trecut peste toate impedimentele ivite și datorită pandemiei și datorită conflictului din țara vecină și am reușit să facem astfel loc pentru sanctuarul care momentan se află într-un spațiu de depozitare la Muzeul Banatului. Sperăm ca în curând el să fie reasamblat aici sau o replică să fie adusă în acest muzeu și să devină un punct de atracție pentru turiștii care vor să viziteze acest important vestigiu arheologic și să aducă, pe de altă parte, și o plus valoare pentru comunitatea locală din Parța. Să se organizeze, cu siguranță există o conducere centralizată a comunității care îi pune pe unii să te ducă cu animale, pe alții să construiască, pe alții să păzească. Există cineva care coordonează acest grup de oameni, însă ei probabil, din punctul nostru de vedere, erau organizați ca un fel de orașe-state. Deci fiecare comunitate trăia autonomă de celelalte, din câte pare. Existau schimburi pe care le vedem destul de greu astăzi, dar ele există. Se schimbau piese de piatră care le aduceau silexuri, care le aduceau de la distanță foarte mare, sute de kilometri. Schimbau bunuri de podoabă, scoici care vin din zona Mediteranei. Deci aveau obiecte de schimb și existau oameni care făceau acest transfer de bunuri între comunități. Ajungem la asta, inevitabil, da, sigur că există niște vase care cel mai probabil erau folosite pentru fumigații, ele există și astăzi, am văzut în Grecia la o mănăstire, la vânzare erau cădelnițe de zeci de feluri, metal, ceramică, plastic și exista un model de lut care era aproape identic cu ceea ce noi găsim pentru fumigație în siturile arheologice, cel mai probabil că făceau și același lucru, întotdeauna oamenii au făcut fumigații și astăzi preoții fac acest lucru, e același principiu în spate. Ei considerau că prin aromele care le distribuie îndepărtează dăunătorii, unele din ele probabil aveau și o valoare din asta ușor de halucinogenă. Cu siguranță, erau oameni ca toți ceilalți și căutau să-și îmbunătățească viața, foloseau bere din cereale pentru că trebuiau să-și găsească și modalități de a-și relaxa creierul și stresul și ei aveau stres și ei aveau boli. Sunt oameni la fel de complexi ca cei, aproape chiar cei de astăzi, însă sigur, tehnologia diferită, nu aveau metale foarte importante, neolitic încă nu folosesc, în neoliticul clasic încă nu folosesc metale, și nu aveau plastic, bineînțeles. Dar în rest, seamănă cu orice om. Da, noi ne chinuim să facem un caiet de sarcini cât mai logic pentru a realiza sanctuarul la scara normală. Vedeți, tot golul ăsta e cam dimensiunea clădirii. El va fi construit, sigur, pe o structură de lemn, dar se va folosi lut, nuiele, polistiren. Lucrurile pe care astăzi creatorii de reconstituire de acest gen le folosesc e o știință întreagă care ne depășește complex, sunt oameni specializați care fac asta. În final, ei reușesc să acopere suprafețele cu culori și cu aspecte ale texturii zidurilor care se asemene perfect cu zidurile originale. E o muncă specializată, uneori și de durată, că nu poți să faci o creație artistică așa de repede, e practic o muncă de creație. Dar pe baza consultanței profesorului Lazarovici, cred că vor reuși să facă chestia asta. Mi-e greu să vă zic, e vorba de niște luni, clădirea asta e absolut nouă acum, astăzi finalizată, ea trebuie să se usuce bine, pentru că dacă construiești cu lut aici înăuntru,
crapă, crește umezeala și nu e. Dar oricum vine primăvara, vine vara, clădirea se va usca treptat, noi vom încerca să facem acest sanctuar. Vă gândiți că va fi plin de vitrine, de afișe, deci toate astea trebuie să le creăm, să aducem de la muzeu piesele care le vom pune. Am pus câteva acum prin vitrine, sigur va fi o expoziție permanentă, așa cum trebuie. Durează niște luni de zile, e și o investiție, deci practic prin construirea clădirii nu s-a terminat banul care se investește aici, dar eu cred că va avea un folos, pentru că, așa cum ziceam colegilor dumneavoastră mai devreme, la New York acum este o expoziție despre cele mai importante valori ale spiritualității din arheologie, iar acolo este reprodusă complet la scară statuia monumentală din templu de aici, pentru că este considerat unul din obiectivele esențiale ale spiritualității umane în general. E foarte apreciată și mai trebuie și noi să o băgăm în seamă. Pe șantierele de la Parț au fost foarte mulți tineri români care ulterior au devenit arheologi, unii au și ieșit la pensie între timp. Foarte mulți tineri străini care au venit aici încă din perioada lui Ceaușescu și au lucrat pe șantiere și au învățat meseria de la profesorul Lazariu și care este dascălul nostru al tuturor și suntem bucuroși să-l avem alături de noi plin de energie să ajute la realizarea acestui sanctuar. Din cauza faptului că el este încastrat în castelul de la Timișoara, unde lucrările de restaurare o să mai dureze, el nu este vizitabil. Sperăm că în câteva luni va fi vizitabil aici, în condiții mult mai bune, mult mai largi. Noi în castel nu avem spații atât de ample în care să-l reconstituim și aici e făcut special, totul e calculat pentru acest sanctuar. Va fi un punct muzeal care este la 20-17 minute de centrul Timișoarei, venind cu orice mașină, accesibil, se poate veni cu bicicleta și dacă noi ne facem bine treaba împreună cu primăria, aici nu se va pune problema publicului, pentru că timișoarenii trebuie să meargă undeva, vor să vină aici, sunt studenți care vor să ajungă aici și din alte centre universitare, din când în când vin la muzeu și ne anunță că vor veni grupuri de studenți din străinătate care vor să vadă sanctuarul. Aici va putea fi făcut lucrul ăsta așa cum trebuie și vedeți, condițiile sunt, premizele sunt excelente. Eu mai degrabă aș zice că sunt sluga sanctuarului. Trecând ani, mă uit acum, atunci când am descoperit sanctuarul, am anunțat pe cei de la Ministerul Culturii seara. A doua zi dimineață au venit, au dat telefon la muzeu și au venit la Consiliul Județean și prima idee a oamenilor de atunci a fost, domnule, facem o clădire aici. Le-am spus, nu se poate pentru că indigurile, apa crește, n-avem cum, n-avem cum să-l salvăm. Și atunci am lucrat de asemenea manieră încât să-l putem când va reconstitui. Din păcate, n-au înțeles la Muzeul Banatului la acea vreme că este necesar un spațiu mai larg și mi-au dat o sală în care trebuie să reduc o treime sanctuarul. Piesele arhitectonice și elementele. N-ar fi singurul necaz. Dar după aceea au aruncat restul de materiale care le-am adunat. Și în momentul de față, pe urmă, nici nu m-au înțeles atunci directorul de atunci ce trebuie făcut și cum, că era cam grăbit și era politruc. 78-82, nu mai țin minte. Este unic în Europa. Este unic prin monumentalitatea sa, este unic, chiar și stațiunea de la Parța este unică, pentru că are o arhitectură care niciunde în regiunile noastre poate la Vincea a fost, dar n-au avut asemenea noroc cum am avut noi. Este o stațiune deosebită, ca să încep cu cum a ajuns să se dezvolte. Pe parcurs a 7 etape de evoluție, începând la 5600 și apoi continuă mai târziu, cele mai vechi erau, până în epoca cuprului. În centrul stațiunii, acolo, în cea de-a doua fază de locuire, au făcut un prim sanctuar. După o vreme a fost așezarea incendiată și atunci au făcut un sistem de apărare, 4 șanțuri și palisade cu 32 de metri până la primele case, de unde atacatorii nu puteau să dea foc la case, să incendieze, cum s-a întâmplat cu prima etapă. În a doua etapă de locuire,
Sanctuarul întâi probabil a fost ars pentru că peste el, peste rămășițile lui, s-a făcut un al doilea sanctuar mai mic. Acel de-al doilea sanctuar a distrus o parte dintre elementele arhitectonice, au rămas valabile doar altarul unde se aduceau jertfe din primul sanctuar și pe care în al doilea sanctuar l-au păstrat cu același rol. Sanctuarul inițial avea 13 metri, 12,70 pe 6 metri. În cea de-a doua fază era puțin mai mic decât primul, dar ce era important, era chiar în centrul așezării. Cu un metru față de cât am măsurat noi, pica pe axul sanctuarului. Cum au numărat, cum au calculat, probabil cu sfoara. Au luat o sfoară, au întins, au împărțit-o la jumătate și a zis, aici punem sanctuar. De unde au început măsurătorii? De la sistemul de palisade, de șanțuri. Șanțurile și palisadele erau în interior. Sunt niște garduri înalte. Unele dintre aceste palisade, ca să nu ia foc primele, erau învelite în lut ca să nu se poată fi aprinse. Pentru că asta era cel mai mare pericol, să le dea de lucru la apărători și între timp să atace într-un loc sau altul. Era o perioadă destul de tulbure pentru că avem dovada, am săpat la Bucovăț, la vreo 30-40 de kilometri, este de Timișoara, adică nu chiar vreo 30, unde acolo este o așezare asemănătoare și a fost distrugerile de acolo s-au petrecut și în aceste zone. Acum nu știm pe seama cui să punem aceste distrugeri pentru că ele au fost numeroase. Și să mă reîntorc la sanctuar. Sanctuarul de ce e important? Pentru că în centrul lui avea o statuie monumentală pe un soclu, aveau un bust înalt de 1,70 m de la soclu, care era, s-a păstrat doar capul taurului, capul Marii Mame, care era, de unde știm că era și mama, că avea un pântec. Și capul ei nu s-a păstrat. Foarte probabil când au distrus așezarea, au scuturat statuia ca să o dărâme și atunci unul dintre atacatori a luat-o și s-a dus să se laude că le-a luat trofeul, pentru că Marea Mamă era important pentru că această tema taurului și a Marii Mame rămâne de-a lungul Neoliticului până în epoca cuprului. În Cucuteni avem un așezar, avem în multe alte părți asemenea bucranii monumentale. În fața statuiei monumentale a sanctuarului era o deschidere, un fel de vitrină, iar mai târziu în fața ei s-a construit un altar unde aduceau jertfe, că n-aveau voie să intre în sala unde era marea statuie monumentală, decât numai atunci când aveau loc inițieri. Pentru că inițierile tinerilor generații, de la când trec de la pubertate și aparțin comunității, a doua după 14-15 ani, cam astea erau perioadele de inițiere. În partea de apus a sanctuarului, acolo erau mai multe elemente de ritualuri. Chiar în față, la intrare, lângă perete era o râșniță și sub râșniță, deasupra râșniței era o cupă, și deasupra era un soare și o lună. Luna era în relief, iar gaura care era soarele. Era importantă pentru că noi am făcut un experiment. Am reconstituit această înălțime și am urmărit lumina, umbra de fapt, n-am putut să facem gaură, și am urmărit pe unde umbla umbra. Și am văzut așa că umbra când intra, prima dată lovea războiul de țesut, simbolic doar din 7 fire. Numărul de 7 e număr sacru și o găsim în idoli în toată epoca neolitică. Și la războaiele de țesut sunt de 3 ori câte 7 sau de 4 ori 7 asemenea fire. Asta ce însemna? Vreo 15-20 de ani, nici nu mai știu. N-am stat niciodată să verific. Ce era important? Când ajungea lumina pe războiul de țesut, era simbol că femeile trebuie să oprească cu lucrările și să înceapă ritualurile de seară. De unde știm? Pentru că imediat lumina pica pentru unul dintre idolii bust și o vatră când se aducea o ofrandă prin ardere. Ardere de cereale, de carne, de grăsimi, nu știm ce era, știm din obiceiuri de mai târziu.
Iar după aceea lumina trecea și pica pe un vas care este aici în vitrină, un vas cu față umană, în care era lichidul sacru. Deci asta simboliza că îl sfințește. Iar după aceea, printr-un orificiu, într-o fază târzie, încăperile dintre răsărit și apus au fost închise și a rămas doar o deschidere. Și am făcut experimentul și am văzut că lumina pica în spatele statuii monumentale pe acest vas cu față. Deci era un vas cu față umană jos, apoi când lumina ajungea la sfințit, ajungea în spatele sanctorului. Am găsit cele două ampore, de fapt numai una este aici în prezent. Este important sanctuarul, vă spuneam că este unic în Europa. Avem cu vreo 4-5 milenii cunoscute în PPM, deci neolitic preceramic, care era, sunt la, în Anatolia și în alte părți, dar în regiunile noastre doar capete monumentale. S-au găsit niciodată o statuie întreagă? Nu, pentru că atunci când am lucrat vreo 6 luni să iau toate elementele, de la pereți, de la vetre, de la mesele altar. Și directorul la Muzeului Banatului s-a numit perioada când tăiau porci. Și au mers și a tăiat la director, la secretar, la ăștia alți. 6 săptămâni au stat peretele cu luna răzâmat de marginea săpăturii cu un nylon peste el. Când m-am dus și i-am spus că nu se face, că am lucrat atâția ani și că lucrurile astea, a zis, asta sunt posibilitățile. Dacă vrei, faci, dacă nu. Și eu am arătat, dumneavoastră a spus acolo, dacă vrei, faci, dacă nu, cer scuze. De ce vă scuzați? Și de aici a venit o... N-am mai vrut să-mi dea o încăpere potrivită ca să reconstitui sanctuarul în întregime. Și mi-au dat tot o sală... Mi-au dat o sală în care trebuie să-l reduc la o treime. Dar eu văzând că trebuie să-l reduc, am zis, eu nu mai lucrez. Aveți restauratorii care au fost tot timpul cu mine și au fost oameni buni. Unul singur mai este activ, Mihai Găvan, fota care a fost de asemenea. Noi vom face o replică, pentru că sanctuarul, când l-au montat așa pe pereți, au pus pe structurile de nuiele și de pari, cum erau, care trebuiau reconstituite în picioare. Au pus plase rabit, s-au turnat mortar, i-au fixat în perete. Nu se mai pot desprinde. Chiar dacă l-am desprinde, fiindcă sala era curbă, atunci au luat și le-au pus de-a latul. N-au mai reconstituit pereții cum au fost. Trebuia să mai lase urme de bârne, de pari, cum era. Deci eu l-am reconstituit grafic și primul și cel de-al doilea sanctuar, așa încât pentru specialiști care înțeleg lucrurile astea, pentru că sunt mulți care se uită la ele, n-au văzut în alte părți, n-au cum să înțeleagă aceste lucruri. Și pentru specialiști e greu să înțeleagă. Dar ce e important e că n-am fost de acord să-l mute. De ce? Chiar statuia monumentală care era, au montat-o pe un soclu neasigurat. El a fost soclu făcut din nisip bătut, chiar și statuia a fost din nisip inițial, l-au îmbrăcat într-o pânză, au bătut nisipul și au așteptat să usuce, au lipit un prim strat de chirpici, deci argilă cu paie, cu pleavă, și al doilea cu o argilă mai puternică și a fost ars la fața locului. Când am demontat sanctuarul, noi am ridicat și acele resturi de vatră care au ars odată cu arderea statuiei, că ea a fost arsă la fața lui. Apoi s-a făcut acoperișul. Din păcate, așa l-au montat încât nu se mai poate demonta. Pe urmă, au o treime din materiale. Unde e? În Muzeul Banatului, într-o sală paralelă. Și n-am fost de acord, vreau să-l mute de acolo. Nu se poate, dacă ar fi mutat, orice se strica. O replică, pentru că n-avem cum să fie fost reconstituit acolo, la fața locului, la parțela, la săpătură. Dar, din păcate, era între diguri și când veneau primăvara sau toamna ploile mari, creștea până la peste nivelul de ăsta, 1,5 m, 2 m. Deci de aceea n-am fost de acord să se facă o clădire, fiindcă nu erau posibilități de izolare, de așa să-l reconstruim la fața locului. În plus, nici n-am fi avut, cum să vă spun, specialiști la acea vreme să-l reconstituim.
De ce? Pentru că întâi de toate trebuiau toate lucrurile care erau sfărâmate, lipite, aranjate și pe urmă reconstituite. Le-am adus. Dar când am văzut, eu, fiindcă nu m-au înțeles cu sala, i-am spus, de aceea vă privește pe dumneavoastră. Eu nu-l reconstitui aici pentru că înseamnă să fac un prim fals. Și acum zic alții că facem un al doilea fals. Nu-i fals, pentru că este, cum să vă spun, o reconstituire a ceea ce există, din păcate, numai o treime, părțile originale. Au vrut să facă o cafenea acolo și până la urmă l-am convins pe director că nu merită să distrugă ce-o mai rămas din original pentru o cafenea. Pot să facă în vechiul castel al muzeului, cel mai bine era sala acolo, am vrut să fac sala de sub turn, care era lungă. Puteam să le reconstitui, puteam să facem o intrare, se putea merge de jur împrejurul sanctuarului și prin interior se putea trece într-un loc în altul, numai ca să privească, nu să calce acolo. Pentru că... da. Nu, eu am lucrat tot timpul la Muzeul Național de Istoria Transilvaniei, eu sunt bănățean de la Reșița, am avut noroc, a fost despre Parța. De acolo am fost coleg cu Florin Medelet, fost director adjunct, director plin și pe urmă iar director adjunct. Și cu el am fost un an de zile la Viena și în vremea asta am povestit ce important era Bucovățul la acea vreme și a doua stațiune era Parța. Nu vă pot spune când, pentru că nu mi-am bătut capul niciodată. Pot să vă spun când am anunțat pe ministru, când a fost, cât am lucrat, m-a prins, a înghețat baraca, în care, apa în baraca în care am stat acolo și aia n-au trimis de la muzeu încă să ia, să trimită o mașină să ia peretele la culoarea reconstituit în sanctuarul vechi, dacă vă duceți la Timișoara, este singura parte originală întreagă. Care, mă rog, luna a fost refăcută, pentru că n-am vrut să păstrez luna originală pe margine, în ăla ca specialiștii care vin să vadă originală, să ia în mână. Deci, cum să vă, și-am mai păstrat de la cel de-al doilea, când în fața statuiei monumentale era o deschidere străjuită de două coloane cu capete de taur. Un capăt de taur avea o sferă, celălalt avea un meandru. Cel cu meandru era în dreptul mamei, sfera în dreptul tatălui. Deci noi am zis atunci că este luna, că așa... Deci este și calendar solar? Deci nu-i calendar solar, ci am urmărit când ei începeau să cunoască, când începe toamna și când vine primăvara. Deci anual, cum s-ar zice. La solstițiu, atunci lumina nu joacă niciun rol. Numai seara și dimineața. Dar noi seara, noi experimentul l-am făcut în 24 septembrie. La Parța, atunci aveam peretele jos, aveam luna și asta. Am măsurat de jos și pe un băț am pus un carton și am așteptat să vină seara. Și ne-am uitat pe unde pică umbra. Așa am reconstituit. Pe urmă am dat datele unor astronomi, unei colege cu care am lucrat, și au reconstituit la data ridicării sanctuarului și la data distrugerii lui, deci au făcut o medie și au confirmat cum mergea lumina. Numai că nu puteau să-și dea seama cum se face lumina, pentru că n-am făcut experimentul, trebuia să punem un perete. Dar, având în vedere experiența noastră cu lumina, deci când vine razant, prindea luna. Deci era o lună care răsare. Pe urmă, luna se mărea. Deci erau în fiecare dintre încăpere, erau în total 5 altare, mese altar monumentale. Pe prima se ardeau, credem că erau grăsimi, pentru că am găsit și urme de oase. Deci, fără grăsime, nu arde carnea. Și asta era un idol bust cu un craniu de taur. O să vedeți în Muzeul Banatului. Este reconstituirea. Ar trebui să mergeți acolo să faceți... dacă mergeți cu un arheolog, cu domnul Dan Ciobotar, el este sufletul acestui.
Fără el n-ar fi fost clădire, n-ar fi fost proiect european, fără el n-ar fi fost, aș zice eu, nimic. Eu n-am fost decât gazdă. Cu jertfele. Deci, pe prima se duceau jertfe de seară. Apoi pica lumina pe un vas cu față umană. Înăuntru am găsit mai multe falange. Le-am trimis la documentare la București, a murit antropologa respectivă, ăia la alții. Parcă-s blestemate lucruri. Nu le-am mai recuperat și nu știm dacă erau falange de om sau de animal. Dacă nu le-am Nu, eu eram atunci într-o expediție în munți și colegii mei le-au spălat, le-au ăsta, au pus cărbunele ce-au mai fost în vas înăuntru și fiindcă era o colegă de la București, au zis, nu le iau cu mine când mă duc cu trenul, dar trimiteți-le după două săptămâni. Le-au trimis, din păcate, Alexandra Bolomeu a făcut primele determinări. I-au stabilit atunci când s-a făcut sanctuarul anumite, de exemplu, în interiorul, între aceste altare, s-au găsit urme de ove, de, probabil de căprior sau de oaie. Și probabil că erau numai fața și cu coarnele, cum am găsit și în alte locuri asemenea. Deci pe al doilea altar, în tot încăperea de est, într-o primă fază am găsit un vas și în jurul vasului, în crăpăturile mesei altar, am găsit semințe. Deci am dedus că puneau spice de grâu. Într-o altă fază, când au reparat, s-a găsit lipitura unde a fost fundul vasului. Ei au făcut o reparație când i-a vasul în picioare, a doua oară când au făcut, și atunci au pus o masă cu un idol, o casetă cu un idol pe margine, unde am pus spicele, le puneau sau chiar. Deci primul era, râșneau cereale și le donau soarelui și lunii, a doua oară era focurile de seară, a treia oară era povestea cu lumina, care, acum am scris vreo două, trei studii de arheoastronomie despre aceste lucruri, dacă vă interesează în mod deosebit, vă trimite studiile, dar ele sunt pentru specialiști, nu pentru marele public, pentru că la noi niciodată nu s-au interesat să facem lucrări de mare tiraj pentru marele public.